Eu provin din Iran. După cum știți, Iranul este o țară islamică. Eu am crescut într-o familie musulmană în sud-vestul Iranului. Și noi, ca și ceilalți musulmani, ne rugam de 5 ori pe zi. Și știam că Dumnezeu este Allah. Când am ajuns pe la 17 ani, mi-am început călătoria mea cu Isus. Ca și musulman, trebuie să te rogi în arabă, pentru că Allah este arab. El înțelege arabă. Și chiar ni s-a spus că dacă vrem să ajungem în cer, chiar dacă suntem persani și vorbim persană sau limba farsi, trebuie să facem un curs de șase luni să învățăm arabă și apoi să vorbim cu el. Îmi pare rău, dar eu credeam ceea ce auzeam, pentru că era un duh de frică. În spatele islamului este un duh de frică. Deci eu mă rugam ca și ceilalți musulmani de cinci ori pe zi. Și într-o zi, când stăteam cu capul plecat la podea, eram plecat în genunchi și spuneam o frază în arabă. Este versetul pe care îl spunem în arabă atunci când suntem plecați cu fața la pământ. Și atunci am avut așa ca o revelație și mi-a venit o întrebare în minte. De ce îmi cere Dumnezeu să vorbesc cu El într-o limbă pe care eu nu o cunosc? Și mă gândeam, dacă ești Dumnezeu, tu trebuie să știi că eu sunt persan. Da, asta chiar este ceva de râs. Și am spus, dacă ești Dumnezeu, tu trebuie să știi că eu nu sunt arab. Așadar, de ce te aștept să vorbesc cu tine într-o altă limbă? Și de asemenea spuneam, tu vrei ca eu să repet în fiecare zi aceleași lucruri? Eu m-aș plictisi dacă tu mi-ai spune în fiecare zi aceleași lucruri. În orice caz, lucrul acesta mi-a venit în minte. Și mi-am zis, asta e o prostie. N-am să mă mai rog de acum înainte. Dar am spus ceva lui Dumnezeu. Am spus, Doamne, dacă tu ești viu, te rog să mi-te descoperi. La șapte zile după aceasta, timp în care nu m-am mai rugat lui Allah, dar stând în așteptarea lui Dumnezeu, a Dumnezeului viu care să mi se descopere, am avut un vis de la Isus Hristos. Dar nu numai eu, ci mama, sora mea și eu am avut un vis în aceeași noapte. Am avut același vis de la Isus Hristos. Domnul Isus a venit cu două foi de hârtie albă în mână și a zis mamei mele, Maria, numele mamei mele este Mariam în persană, care înseamnă Maria. Eu sunt Isus Hristos. Ia aceste două foi de hârtie și dele lui Amir și Elham. Elham este sora mea, care în vis era în spatele mamei mele. Mama a luat hârtiile și ni le-a dat nouă. Când s-a întors din nou spre Isus, eu m-am trezit. Asta s-a întâmplat pe la cinci dimineața. Eu sunt inginer și numerele sunt foarte importante pentru mine. Îmi amintesc foarte bine lucrul acesta și vă spun imediat de ce. Și când m-am trezit, m-am gândit, ce este asta? Cine este Isus? Ca și musulman, știi că Isus este doar un proroc. Un proroc bun, un proroc al dragostei. Asta ni se spune. Și mă întrebam ce înseamnă cele două foi de hârtie albă. În timp ce mă gândeam la lucrurile acestea, am auzit-o pe mama și pe sora mea că plângeau în dormitorul alăturat. Am fugit la ele și le-am întrebat ce s-a întâmplat cu ele și de ce plâng la ora asta, așa de devreme. Și ele mi-au spus că au avut un vis de la Isus. Și le-am spus, vorbiți serios? Și eu am avut un vis de la Isus. Vă rog să-mi spuneți ce ați visat. Și când am auzit ce mi-au povestit, m-am pus în genunchi și am început și eu să plâng. Nu știu cât timp a durat, dar stăteam acolo și plângeam. Și spuneam, Doamne, ce vrei să ne spui cu asta? Noi nu avem nicio informație despre creștinism. În Iran nu poți cumpăra o Biblie în librărie. Nu găsești așa ceva. Dar povestea nu s-a încheiat așa. Dumnezeu nu ne-a lăsat în punctul acesta. La cinci ore după aceasta, la ora 10 dimineața, un prieten de al nostru a bătut la ușă. A venit înăuntru și a pus pe masă o Biblie în limba persană farsi. Și mi-a spus că este trimis de Dumnezeu ca să ne împărtășească din cuvântul Lui. Vreau să vă spun că Isus nu este numai un proroc. Isus Hristos este cuvântul Lui Dumnezeu care s-a întrupat. El a lăsat cerul și a venit să moară pe cruce pentru voi și pentru mine. Și acei care aleg să creadă în el vor fi iertați. Mama mea l-a oprit și l-a întrebat: De ce nu ne-ai spus mai dinainte aceste lucruri? Pentru că noi îl cunoșteam deja de 5 ani. Și el a spus: A trebuit să vin astăzi. Și mama i-a povestit că noi am avut același vis de la Isus Hristos în noaptea respectivă. Și el a întrebat: Care noi? Și ea i a spus: eu, fata mea și băiatul meu, Amir. Toți trei am avut același vis de la Isus. Și tu vii acum și ne vorbești despre Isus. Ce se întâmplă? Și el a spus, serios? Ce vis a fost? Mama i-a povestit visul și el s-a pus în genunchi și a plâns cam jumătate de oră. Și l-am întrebat, acum ce-i cu tine? Și el ne-a spus că la ora 5 dimineața s-a trezit și a auzit vocea lui Isus în camera lui, care i-a spus, Fiule, ia cuvântul meu și du-te la casa lui Amir, căci ei sunt gata să asculte cuvântul meu astăzi. Deci, Dumnezeul pe care tu și cu mine îl slujim este un Dumnezeu viu. Așadar, Dumnezeul căruia îi slujim vine în viețile oamenilor chiar și în țări în care creștinismul este interzis. Eu și sora mea, în mod practic vorbind, am primit acele două bucăți de hârtie albă. Să vă spun cum. Eu am ajuns inginer în industria petrolieră în Iran și am început să lucrez pentru o companie iraniană. Am mai lucrat și pentru alte companii, cum ar fi Compania Națională Chineză. Odată, în timp ce lucram pe platformele petroliere, eu două săptămâni lucram și două aveam liber. Eu aveam Noul Testament la mine învelit în ziar. Da, așa trebuia. Făceam asta pentru ca oamenii să nu vadă coperta. Și într-o zi s-a întâmplat ceva. A trebuit să ies repede din unitate și colegul meu a văzut Biblia acolo. A deschis-o și a înțeles că e Evanghelia lui Isus Hristos. El a făcut o poză și i-a trimis un e-mail șefului meu. Prin aceasta, ei au înțeles că eu nu mai sunt musulman, ci creștin. A doua zi, șeful meu m-a sunat și mi-a spus că vrea să ne vedem când mă întorc în oraș. Am zis ok, dar eu am știut în duhul meu că urmează să se întâmple ceva. Deci, când m-am întors în oraș, m-am dus la șeful meu. Și el mi-a spus că a primit un e-mail și că a înțeles că eu nu mai sunt musulman. Am vrut să fiu înțelept și am întrebat: Ce nu este în regulă cu credința mea? Nu fac o treabă bună aici? El a spus că este foarte mulțumit că știu să vorbesc engleză, că și traduc, lucrez ca inginer pe platformă, dar asta este regula sau politica Ministerului Petrolului. Cei care lucrează acolo angajații trebuie să fie musulmani, pentru că este o companie națională iraniană de petrol. Și atunci am spus, ok, dacă chiar vreți să știți, eu nu mai sunt musulman, ci sunt creștin. Și atunci el a spus, uite, pentru că ești un om bun, nu vreau să îți creez probleme. Și mi-a dat o foaie de hârtie albă și mi-a spus să scriu pe ea că am ceva probleme și că nu pot să lucrez două săptămâni și apoi două să am liber, din cauza soției sau familiei. Eu i-am spus că tocmai m-am căsătorit și nu am probleme. Și el mi-a spus că dacă nu faci aceasta, trebuie să te denunți la un fel de poliție religioasă. Li se spun basigi. Este un grup de oameni religioși care lucrează în fiecare companie națională din Iran. Așa că am luat acea hârtie și am scris că am o problemă privată și că nu mai pot să lucrez acolo. Am semnat-o și am plecat. Așadar, aceasta a fost foaia mea albă de hârtie pe care am primit-o și am fost concediat. De asemenea, și sora mea a primit o foaie de la Ministerul Educației pentru că ea lucra ca profesoară de engleză. Apoi, am început o biserică subterană. Aveam niște programe creștine la televizor prinse prin satelit din America. Pastorii iranieni de acolo obișnuiau să aibă și încă au astfel de programe. Și ne dădeau învățături. Mama mea i-a sunat într-o zi. Ea este o femeie foarte curajoasă. Nu-i pasă de nimic. Îl iubește pe Isus foarte mult. Așadar, ea a sunat în America cu mobilul tatălui meu. După acel telefon. Am primit de la centru un mesaj strict în care ni se spunea că ei știu că avem contact cu un canal creștin din America. Și ne-a spus că dacă mai facem lucrul acesta, vom fi urmăriți de poliția religioasă. Deci, mama mea a sunat acolo. Pastorul a spus versetul din Matei 11 cu 28, unde Hristos spune cei trudiți și împovărați să vină la mine, căci jugul meu este ușor. Și după acest verset, pastorul a spus că dacă ești din Iran și ai avut un vis de la Isus, tu ești ales. Contactează-ne. Și mama mea a luat telefonul mobil și a sunat direct acolo. Și a spus, pastore, noi am avut un vis de la Isus. Ce să facem? Avem nevoie de un pastor. Mama a spus de asemenea că avem nevoie de o Biblie și s-a spus să stea la telefon și au luat informații de la noi, adresa noastră, ne-au întrebat cum ne-am întors la Isus. Apoi, odată pe lună, ne trimitea un pastor din capitala Iranului, adică din Teheran, până în orașul nostru, în Akbaz. Sunt cam o mie de kilometri între cele două orașe. Deci, el venea câte o dată pe lună și am început să avem o biserică de casă sau subterană. Și ne-au adus și Biblii și pastorii ne învățau, dar nu o învățătură cum este astăzi. Când mergem duminică la biserică și ascultăm o predică de jumătate de oră și apoi suntem rugați să ne salutăm unul pe celălalt, ei stăteau cu noi cam două ore și în aceste două ore ei încercau să ne învețe toată Biblia. Pentru că ei spuneau că s-ar putea să fie arestați și omorâți chiar în noaptea aceea. Și noi, spuneau ei, vrem ca voi să fiți răniți. Și luau totul foarte serios. Și noi ascultam. Odată eu mi-am luat niște notițe și el le-a luat și le-a rupt. Și l-am întrebat de ce face asta. Și el mi-a spus că nu am voie să iau notițe. Voi, poate că vă luați multe notițe. Dar noi trebuia să le ținem aici, în minte. După trei ani, când au început să aibă încredere în noi și am devenit o parte din fundația lor, am început să împărtășim Evanghelia printr-un mod care se numea CPM, prin care pastorii noștri erau și încă mai sunt susținuți de Open Doors. Și vreau să îi încurajez pe acești oameni. Dacă nu era acolo open doors, păstorii noștri nu puteau fi hrăniți și sprijiniți. Și s-ar fi putut ca eu să nu fiu aici. Sau să îmi pierd credința. Ei mergeau în Turcia, Malaezia, Georgia, acolo, aveau conferințe de câte o săptămână, în care erau hrăniți spiritual și trimiși înapoi în Iran. Bibliile pe care le-am primit au fost trimise tot de Open Doors, care le-au adus clandestin în țara noastră. Deci, după trei ani, au avut încredere în noi și misiunea mea era să fac taxi. Și eu mă simțeam privilegiat că pot să iau un om al lui Dumnezeu și să-l duc cu mașina. Apoi, am aflat că în perioada aceea în care noi am avut acel vis de la Isus, încă alte 40 de case din orașul meu au avut vise de la Isus și s-au întors la Hristos. Și pastorii obișnuiau să meargă și să-i viziteze pe unii dintre ei. Între timp, și alții au venit la Hristos. Mie nu mi se permitea ca să mă uit în ce casă, între ei. Dar uneori, eu mă uitam fără să vadă ei. Și așa am văzut o casă în care au intrat ei, în care fiul lor a fost în clasă cu mine. Dar noi nu am știut niciodată că avea aceeași credință. Încă ceva să vă spun. Două săptămâni înainte de a pierde locul de muncă, m-am rugat lui Dumnezeu și am spus, Doamne, eu nu pot să merg la un colegiu biblic, dar vreau să mă închin ție liber și să fac lucrarea ta. Vreau să devin pastor, la două săptămâni mi-am pierdut slujba. Trei săptămâni după ce mi-am pierdut locul de muncă, am ajuns în insula Crăciunului și apoi cu barca în Australia. Am fost nevoit să fug din Iran împreună cu soția mea. La trei luni după aceea am ajuns în orașul Brisbane. La trei luni după aceea am început o școală biblică. La nouă luni după școala biblică am deschis o biserică creștină persană. Iar astăzi sunt pastor la o biserică creștină persană din Brisbane. De asemenea, am deschis o biserică în Melbourne și vom deschide o biserică și în Sydney. Așadar, mi-am pierdut locul de muncă de la stația de petrol, unde eram inginer la Compania Națională Iraniană. Și m-am rugat Domnului și am zis, Doamne, tu ai vrut ca eu să-mi pierd locul de muncă ca să fac lucrarea ta. Și fac lucrul acesta. Dar vă spun ceva, s-a întâmplat la mine exact ca și la Avram. Dumnezeu l-a cerut pe Isaac. Dar, în același timp, a pregătit un miel. Deci, eu mi-am pierdut slujba în Iran, dar acum sunt inginer petrolier pe platformele de petrol și gaze, aici, în Australia, la cea mai mare companie petrolieră din lume. Mi-am depus cererea să lucrez la ei și vreau să vă spun că ca să lucrez la această companie, trebuia să am cetățenie australiană. Eu nu am cetățenie australiană. Am viză pe 5 ani de zile deocamdată. Și ei m-au intervievat la telefon. Pe colegii mei i-au intervievat în orașul Perth, timp de trei zile, pe mine doar la telefon. Au zis că îmi pun trei întrebări, dar mi-au pus numai una. După care au zis că sunt mulțumiți și că mă angajează. Dar eu le-am spus că nu am pașaport. Ei au zis apoi că se gândesc la lucrul acesta. Și după o săptămână, m-au sunat și mi-au spus că au schimbat legile companiei pentru ca să mă poată angaja pe mine. Acesta este Dumnezeul căruia îi slujim. Dacă El ia ceva de la tine, să știi că are ceva mai bun pregătit pentru tine. Deci, Dumnezeul nostru niciodată nu-și părăsește copiii Lui. Domnul să vă binecuvinteze!